Ai spus că ai primit niște mesaje din partea fostului ei soț. Da. Eu nu vreau să se înțeleagă acum, mamă, ce am suferit eu 2 săptămâni pe mesajele alea, doar că face parte și... Tu le-ai primit mai de mult? Da, nu l-am primit. Nu le-ai primit acum? Nu. Nu. Și n-ai știut că le-ai primit? Știam că le-ai citit acum? De asta le-a gândit și după care a spus că o să le spună, că am vorbit cu el despre... Le-ai mai văzut și tu? Ai ști? Nu le-am văzut, am vorbit. Mai știe cineva despre ele? Nu. Și n-ai vrut să iei o decizie, ai stat și le-ai cântărit. Da, în prima fază oricum mi s-a părut el ca fiind frustrat, bărbatul, deci oricum clar nu am cuvinte de laudă pentru omul ăla, nu e un bărbat. Și în al doilea... Ești sigur că era el? Da, am poze. Cu ei doi, împreună ți-a trimis el, ca să-ți demonstreze că e el. Da. Ok. Dar nu vreau să subliniez că ăsta e motivul pentru care eu m-am stins. Eu pur și simplu m-am stins că acum că se leagă că de acolo 10%, că din ce am văzut pe materiale alte 20%, că am simțit-o pe ea puțin cu paginile astea de Instagram, de live-uri pe ea. Ce anume? Vreau să înțeleg și asta. Cum adică nu termină cu plânsetele ei de pe TikTok? Adică? Deci, a pus un story, cred că alaltăieri, după ce s-a dat materialul cu mine, că am vorbit eu cu ea pe conexiune, că eu am fost deranjat, că nu știu ce, pusese un story după câteva ore în care ea plângea și spunea că retrăiește încă o dată sentimentele astea. Ok, nu văd nimic greșit, doar că eu, unul, în același timp am și un dubiu că un om când chiar este trist cu adevărat nu ține să arate public chestia asta. Aici poate mă înșel, poate nu mă înșel, asta e gândirea mea acum. Deci când a revăzut, a retrăit momentele respective, a început să plângă și s-a filmat și a postat asta. Da. Ce e greșit? Tu când ai revăzut, n-ai retrăit? Am retrăit, dar nu am ținut să afișez chestia asta public. Public. Da. Ah, bun. Și eu nu... Mă rog, suntem diferiți. Da. Nu am înțeles. Dar asta te-a deranjat? M-a deranjat pentru că mi s-a părut că nu... Că deci, nu este adevărat. Ce o să dau, o să dau... Săraca, știu că și acum e praf, probabil, în urma... Sau poate nu, abar n-am. Nici nu vreau să pun paie pe foc, dar am simțit că îi și place cumva că publicul e cu noi, că stai că ea plânge. Este că... cu voi? Acum nu, dar până acum gen trăia puțin și în povestea asta și a dat ceea ce cel mai bun exemplu la gală, când a fost scoasă spre eliminare. Nu m-a simțit pe mine atât de deranjat de faptul că ea pleacă. Și am spus încă o dată, băi, eu dacă chiar era să fiu în față și tu să nu reacționezi și să țin la tine, m-aș fi ofticat maxim și m-aș fi despărțit de tot. Adică de ce m-ai iertat? Patricia, să nu te simți vinovată pentru ceea ce s-a întâmplat. Chiar tu nu ai nicio legătură cu chestia asta, să știi. Te văd așa cam abătută, dar n-ai nicio treabă. Probabil sunt mai expresivă, dar am niște stări. Ce? Așa, de... Nici nu știu cum nu să mă simt. Să prost. Nici nu știu cum să mă simt. Serios. El a făcut alegerea. Da, dar îmi pare rău okay. Așa, știi? Da, na, cum puteți fi tu, puteți fi altcineva, știi? Nu trebuie să simți prost. Și dacă vrei să-l cunoști, cunoște-l. Dar nu-mi place să te văd așa supărată. Nu. Ce fel de poze cu ei doi ți-a trimis fostul soț? Nu mi-a trimis poze indecente, mi-a trimis o poză în care era ea în rochie de mireasă, el o ținea în brațe și încă o poză în care el stă întins și ia o pupă pe obraz să-mi arate că tatuajele pe care le are aici sunt la fel cu ale lui sau ceva de genul ăsta. Lucru care oricum nu m-a deranjat pe mine. Ce spunea acolo? Că ea iubește tot pe el? Nu. Îți arăta că se oftică sau ce ți arăta? M-a avertiza că ea este o femeie foarte periculoasă. Foarte că, geloasă. Da, că este periculoasă, că eu am luat-o de nu știu unde, că o dat-o niște prostii din alea, doar că a fost doar un mic detaliu care eu l-am băgat la cap, nu mi l-a plăcut. Dar de unde a luat-o? Adică în ce sens? Așa, ca și cum a fost... De jos. Ca și cum a luat-o de jos. Da. A ridicat-o și a punit. Și în ce sens periculoasă? Că este parșiv, așa, nu știu, că nu... Probabil că joacă un rol sau ceva de genul ăsta. Vicleană, să zic. Vicleană, da. Dar ți-a ridicat ceva acolo, în sufletel? Dacă mi-am pus un semn de întrebare în urmă... Nu, două, trei... În urma mesajelor. Automat, sincer, dacă vede și el postul pe care le face, nu. Probabil că acolo a contat. Acolo, da, dar nu aveam neapărat că mi-a deschis el ochii. Nu, dar ți-a contat ție acolo mai mult la ce părere aveai tu. Probabil.
Probabil, n-am stat să mă gândesc așa, dar probabil în subconștient aveam cumva și chestia asta. Deci nu vreau să dau vina pe... să-mi caut scuze, cum zic fetele. Asta și... Hai să lămurim. E ceva ce nu poți să spui la televizor din conținutul acelor mesaje? Da. Nu vom difuza. Atât. Da, nu vreau să fac asta, nu. Păi nu-l, Patrick, nu-l pune pe ecran. Le ajuns pe fete, ne ajuns pe noi, te ajuns pe demonstrez, tine. Da. Nu, nu, nu. Mai bine pic, pe bune, chiar nu pot să fac. Orice aș încerca să fac, dar nu. Mi se pare, nu pot. Eu prost că m-am pus să vorbesc, iertați-mi. Da, ea a zis că nu are nicio problemă. Păi da, probabil că nu. Ba, conștientizează și ea. Adică din moment ce există astfel de, au existat astfel de neînțelegeri între ei doi, este, și dacă el a stat să-ți scrie ție, clar e foarte multă durere, frustrare încă în sufletul lui. Și e normal că atunci când există astfel de lucruri să arunce cu noroi. Adică nu, nu faci nimic. Din moment ce ea și-a asumat și ea își dorește să vadă și să înțeleagă despre ce este vorba... Nu pot. Dar pe bune, acum fac și eu ca și copilul, știu că o să fie aiure, dar nu, nu vreau, dacă am spus din prima... Nu, 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 cât să înțelegem noi. Ți-a ridicat vreun semn de întrebare și dacă da, în ce privință? Nu neapărat că mi-a ridicat un semn de întrebare pentru că nu a avut probe în ceea ce a spus. A spus doar așa, a spus. Să se afle în treabă. Da, deci el a spus o chestie. Dar tu nu l-ai întrebat? Nu, am spus, el mi-a spus o chestie, eu am întrebat încă o dată. Deci ai întrebat? Da. Dacă e dacă... așa, ceva de gen... Da. Da, ai vreo dovadă în sensul ăsta? Da, tocmai de... Tu l-ai întrebat pe el? Nu, a. Nu, și nici eu n-am o dovadă în sensul ăsta și nu vreau să fac afirmații proaste. Probabil a fost... Nu tu le faci, că tu le-ai primit. Adică sunt 50%, 50%. Tu mai ai mesajele? Nu. În cazul în care ți le cere nona să le vadă? Nu. Patrick? Da. Cât la sută te-a dat înapoi fostul soț cu mesajele lui? M-au dat într-o, nu foarte mare măsură, dar m-au dat mai mult înapoi ce am eu în cap cu materiale, ce am tot vorbit acum așa ieri dimineață și mai mult chestiile alea m-au dat peste cap. Dar în urma acelor mesaje reiese cumva că nona este falsă în această relație? Nu. Ți-a spus că el i-a dat niște mesaje ei și că nona le-a șters? Dacă el mi-a spus că i-a scris ei, nu. Nu s-a cerut să-i cer nonei? Să vezi dacă și-au scris. Nu, nu, nu. Nu? Nu, chiar am rețin așa în mare parte. Deci doar a adus, i-a adus niște... Acuze. Da. Acuzații. Și probabil asta în, a fost... Adică eu pe el în prima fază l-am simțit deranjat că ea a venit aici și l-a vorbit pe el urât. Prima dată când a venit el și s-a prezentat, parcă au fost niște discuții, el de acolo a fost foarte supărat, deranjat, dacă a făcut niște afirmații destul de grave și eu am spus, bă, stai liniște, că oricum nu înțelege nimeni la cine face referire, tu aici ești, ghilimele, șeicul, nu știe nimeni identitatea, adică nu trebuie să te panichezi, nu cred că a făcut-o neapărat cu răutate și doar și-a spus povestea ei. Și cam de acolo a început... M-a avertizat, n-am băgat de seamă. Te-a avertizat că și nona este la fel ca el? Nu, adică dacă are și avicile respective, nu. Mă bucur enorm de mult pentru că el a putut să recunoască, știi? S-a uitat la mine din ochi și eu zic, eu zic, în camera roșie, tu nu ai fost prezent acolo. Și el a zis, da, așa e. Și eu zic, dacă nu ți-am zis, de ce n-ai zis? Zic, eu sunt mai retras și așa mai departe. Eu nu-l judec, mă jur în fața Domnului. Nu-i frică de judecata ta. De judecata la alții. Crede-mă că dacă se gândea la ceea ce o scrieți tu, nu se ajungea în acest punct. Acum nu-i vina lui dacă nu s-a îndrăgostit în mod nebun de tine. Nu-i vina lui, că nu neapărat. Duc din nas și pur și nu, nu neapărat că te-a dus din nas, dar nu a avut curajul. Exact ceea ce a fost atunci cu Natalia sau chestii de-astea. Nu a avut curajul să recunoască în mod bărbătesc ceea ce simte și intențiile lui. Să zic clar, măi, nona e în topul meu de frumusețe. Da, e o fată frumoasă, atrăgătoare, una alta mă atrage. Dar nu știu ce simt. Sau să zic direct, da. Nu știu dacă vreau o relație cu ea, dar vreau să ne cunoaștem una alta. Nu să înceapă cuplu cu gelozii. Acum explică-mi că el, Doamne, e gelos pe Ionuț sau ce a zis el, că am văzut acolo.
Păi tu, care închizi o relație atât de repede, vorbești de gelozie. Eu n-am simțit nimic din conversația aia. Că tu ai vorbit cu Ionuț, l-a durut drept în cocișor. Poate am încercat să găsesc motiv. Motiv, pretext, pentru că un om care întrerupe o relație nu poate fi gelos. Pentru că nu prea îi pasă. De ce să fii gelos? Da, din orgoliu doar, din orgoliu. Dar care orgoliu? Că da. N-ai făcut nimic cu Ionuț. Eu i-am zis lui ea că cât am fost... Acum, miciuduc, că nu te-ai îndreptat spre Ionuț. Da, nu trebuie. Nu contează, măcar aveți să trateze cineva bine, stă ăsta și nu mă plângi din cauza lui. Ce ai venit de la el? Lacrimi? Ce ți-a dat acolo? Un moment de fericire și ăla ți l-ai făcut tu în capul tău. Că nu ți l-a dat el că a vrut să te fac fericită. A vrut el să te fac fericit. Tu ai vrut să fii fericită. Tu ai vrut să fii fericită, tu ai vrut să fii îndrăgostită, tu ai vrut să ai o relație, tu ai vrut tu.